Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Luna noiembrie va începe curând și am pregătit o etalare pentru luna noiembrie pentru zodia Gemeni, ascendent Gemeni, să vedem ce energii vor fi, ce surprize au gemenii, ce noutăți apare în viața de zi cu zi, în planurile importante ale zodiilor de aer Gemeni, ascendent Gemeni. Ceea ce văd aici, în aceste cărți, pot să spun că veți fi ghidați, aveți ghidare divină, sunteți protejați de divinitate, aveți și bucurie divină, vă veți bucura foarte tare. Sunteți într-o perioadă de echilibru, să spunem, în care vă veți găsi echilibru, în care aveți o foarte bună intuiție și aveți o protecție divină. Ghidare divină, protecție divină, bucurie divină. Toate vin de la divinitate, sunteți într-un puternică conexiune, se pare, cu divinitatea, aveți și respectul dumnezeiesc. Nu aveți nimic de temut, spune aici mesajul. Aveți încredere în puterea divină. Aveți încredere în intuiția voastră, în creativitate. Veți fi foarte, foarte creativi. Litera R pentru voi joacă un rol important, văd aici. Veți avea un succes, un drum joacă un rol important. Patria, țara poate juca un rol foarte important pentru voi, sau tot ce ține de familie, de copii, văd că joacă un rol important și copiii. Credința va juca un rol important. Ajutați copiii, spune aici mesajul Arhanghelului Gabriel. Educarea, ghidarea și ajutarea celor mai tineri este unul dintre scopurile cele mai importante ale vieții voastre. Și recunoștința. Veți atrage mereu lucruri frumoase în viața voastră când apreciați ceea ce deja aveți. Veți fi mai recunoscători pentru ceea ce deja aveți în viața voastră, pentru ce ați obținut, pentru ce ați făcut, pentru ce faceți, pentru ce vi se oferă, pentru ceea ce vi se dă. Ghidarea divină, vine aici un alt mesaj al Arhanghelului Gabriel care spune că cerul îți trimite răspunsuri la rugăciunile tale. Așadar, credința, încrederea, faptul că te rogi, că te conectezi destul de des la divinitate, te ajută pe tine să îți rezolvi problemele, să-ți descoperi talentul, să-ți-l pui în valoare. În relația de cuplu, poate fi o lună liniștită dacă aveți o relație de cuplu, o lună în care vă veți armoniza unul cu altul, în care vă veți bucura de armonie, de o pasiune plăcută, liniștită, o relație în care vă simțiți împliniți, iar dacă sunteți singuri, veți cunoaște pe cineva. Veți cunoaște o persoană care e foarte plăcută, foarte iubitoare, o persoană care are o drăguță, care vorbește frumos, e o persoană care are un spirit liber, e o persoană cu mintea deschisă, o persoană care are și energie, are și intuiție, are și darul vindecării, poate. Poate fi o persoană creativă sau care îi place să lucreze și ea cu copii. Aveți și aici darul Arhanghelului Zadachiel care va aduce bucuria divină și spune: te ajut ca prin rugăciune să te contopești în inimă cu Dumnezeu, să te liberezi de toate înlănțuirile, să trăiești cât mai des starea profundă de dăruire totală față de Dumnezeu, să manifesti mai mare, mai mereu bucuria divină pură și copleșitoare. Te vei bucura mai mult, poate, în luna noiembrie. Vei avea o mare bucurie, așadar, un miracol, poate, un eveniment important. Respectul Dumnezeu, să recunoaște perspectiva unică a fiecăruia pe drumul iubirii. Vei avea mai multă deschidere către ceilalți, îi vei înțelege mai mult pe ceilalți. Ești liber să-ți realizezi ceea ce dorești să faci. În luna noiembrie poate că vei alege să faci ceva, să te bucuri, să ți-l concediu, să petreci timp cu familia, cu prietenii, în singurătate, cu hobby-urile și pasiunile tale, te bucuri și de credință, te bucuri de orice poate, te vei bucura mai mult de viață, te vei bucura mai mult de tot ceea ce ai și tot ceea ce poți avea, tot ceea ce întâlnești în cale, cum ar veni. Văd că te vindeci prin cuvinte drăguțe, prin mesaje, prin mesaje motivaționale, prin sfaturi înțelepte. Ești o persoană foarte empatică, poți empatiza cu cei care au nevoie de o vorbă bună sau de a fi înțeles sau de a petrece timp. Ascultă-ți intuiția ta, spune aici un mesaj care vine din partea divinității, a îngerilor, arhanghelilor, spune, gândește-te la o chestiune care vrei să o rezolvi
Ce spune intuiția ta? Deci, cu alte cuvinte, vei găsi răspunsul în tine. Te vei baza pe tine și pe Dumnezeu, pe persoanele care îți dă această stare de respect, de bucurie, de înțelepciune, de recunoștință. Cumva ai această energie care te bucură, te vei elibera de tot ceea ce nu ți este favorabil și te vei apropia mai mult de ceea ce îți dă pace, liniște. Te vei odihni poate mai mult, te vei îngriji mai mult de sănătate, vei decanta, să zic așa, nu te vei grăbi să iei poate decizii. Văd că jonglezi cu situațiile, chiar dacă aparent poate ți se pare că mergi ca pe bârnă, ca pe sârmă, că vei învăța să te unduiești, să zic așa, să te și ridici, să te și cobori în funcție de situație, fără să te umilești, fără să-ți pierzi din prestigiu, fără să devii ridicol și așa mai departe, cumva vei fi foarte creativ, vei depăși obstacole, poate și cu ajutorul unui tânăr, a unei inițiative, copiii văd că joacă un rol important, tinerii, persoanele cu inițiativă, persoanele care au așa o creative, vei descoperi ceva, îți vei învinge niște temeri, niște frici, poate legate și de un viciu, poate legate și de o temere de ceva, vei găsi o soluție cu siguranță și te bazezi pe principiul creativ, pe principiul vieții, să zic așa, pe iubire, energia joacă un rol important, prietenia și chiar și apele. Focul, soarele se ridică pe cer, spune aici mesajul. Ceva din nou stă să se nască. Reușita este sigură, inteligența, puterea interioară, cât și acțiunea aduce succes. Deci vei avea parte de o lună în care îți vei pune mai mult în valoare inteligența, în care vei fi mai sigur pe tine, în care vei fi ferm în deciziile tale, vei lua o decizie când ești sigur pe tine, văd aici, altfel probabil că te vei ruga până când vei primi răspunsul. Ești foarte conectat la divinitate, cumva ai o bună intuiție și ți-o folosești poate mai mult. Activitățile, acțiunile, mișcarea poate te ajută sau vei avea o inițiativă, vei face ceva, te vei elibera de frici, de temeri. Vei avea mai multă libertate, mai multă independență, mai mult respect față de independența cuiva. Cumva aici se creează o mai multă conexiune cu puterea divină care se manifestă pe deplin în fiecare și vei înțelege acest lucru și vei fi recunoscător pentru asta și vei respecta acest lucru și totodată te vei simți și protejat sau te vei proteja, vei proteja familia, copiii, situația materială, ideile, vei găsi soluții. Văd aici că ai multă creativitate. Și soluțiile vin poate și datorită unor copii. Pot fi legate de copii mai tineri, mai puțin tineri, copiii proprii, copiii celorlalți pe care tu îi ghidezi, îi înveți, îi ajuți, îi sprijini, empatizezi cu ei. Te primi mai mult în natură, văd că și apele joacă un rol important. Focul creației joacă un rol important, energia joacă un rol important. Și mai vine aici un mesaj din partea divinității care spune așa, mesaj pe care poate deveni o mantră pentru tine în luna noiembrie pentru Gemeni, așadar, pe care o vei folosi probabil ca o mantră, nu este nimic de temut. Mintea lui Dumnezeu acționează și produce rezultate divine. Cu alte cuvinte, te lași ghida de inteligența divină. Te conectezi foarte puternic la inteligența divină, artificială, nu știu, poate fi și legată și de tehnologie aici, această creativitate, această reușită care este cumva, deci vei reuși să depășești cu siguranță niște dificultăți, vei face drumuri, poate chiar, sau drumurile care le faci, le faci de succes, vin persoane vești bune de la drum, care pot veni și din. Ai vreun mesaj care vine poate chiar direct de la divinitate, cum ar veni în somn, în timpul somnului sau cumva vei primi o ghidare divină. Cumva ești într-un mare respect, vei primi mai mult respect, vei fi mai respectat și vei respecta. Va fi o lună, aș putea să spun, de echilibru, în care îți vei găsi pacea și armonia, echilibru, înțelepciunea o vei găsi poate și prin ajutorul, chiar îmi vei învățând poate de la cei mai tineri aici, sau chiar tu ajutându-i pe ceilalți, oferindu-le din înțelepciunea ta, protejându-i, oferindu-le sfaturile tale înțelepte.
petrecându-ți mai mult timp, poate, cu aceștia, pentru că acest lucru te ajută și pe tine să te vindeci, cât și pe ceilalți. Văd aici că e un fel de schimb reciproc avantajos. Cam asta din ce văd aici, dar numerele care ar putea fi importante, poate pentru luna noiembrie, pentru zodia Gemeni, sunt 14, 9, 38, 1, 7, 2. Ar putea fi numere, iar literele văd că este G, G-ul, C-ul, R-ul, poate fi I-ul, K, P-ul mai joacă un rol important, L-ul, A-ul, I-ul, da, joacă un rol important, B-ul chiar, D-ul, R-ul și D-ul, am mai spus parcă și P. Cam astea sunt și W, da, și W îl văd aici, că este și W. Eu sper că ce am văzut de bine să fie de bine, să aveți parte de o lună minunată, binecuvântată pe toate planurile. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!